Județul cu cele mai multe mănăstiri și schituri, cu cele mai multe biserici construite din lemn, cu două parcuri naționale, cu văi spectaculoase și cu cel mai lung domeniu schiabil, deschis și acum de Paști, cu tradiții milenare și cu oameni dedicați, într-un cuvânt, Vâlcea. Cunoscând bine realitățile locului, președintele Consiliului Județean, Constantin Rădulescu, a adresat o invitație tuturor celor care vor să ne cunoască la noi acasă. Cu voia lui Dumnezeu și ajutorul oamenilor, noi vâlcenii așteptăm și acest Paște cu speranță și cu bucurie. Dumnezeu și oamenii au făcut ca Vâlcea să fie socotit și noi îl denumim cel mai frumos județ din România. Pentru cei care vor dori să ne viziteze de Paște, pentru cei care vor dori să vină la Vâlcea de Paște, avem suficiente motive să-i convingem că Vâlcea este binecuvântat. Eu și toți vâlcenii le spunem bun venit celor care vor alege Vâlcea de Paște. Da, în Vâlcea se poate face turism tot anul, dar de Paște Vâlcea este un loc binecuvântat pentru mănăstirile noastre, pentru dealurile, pentru munții, pentru apele și câmpiile noastre. Vâlcea este un județ binecuvântat și vă așteptăm cu drag să petreceți Sfintele Paști. Pentru toți românii, oriunde s-ar afla, pentru toți vâlcenii, oriunde s-ar afla, pentru toți românii care vor veni la Vâlcea de Paște, pentru vâlcenii noștri dragi, cele mai calde gânduri, urări de sănătate deplină, să dea Dumnezeu ca acest Paște și lumina sfântă a Mântuitorului Hristos să vă aducă numai vești bune și dar de sănătate și spor în toate. Hristos a înviat și la mulți ani! De altfel, în multe dintre mănăstirile noastre, pelerinii au sosit deja pentru a se bucura de învierea Domnului.